În ciuda măsurilor aplicate de regimul de la Teheran, protestele din Iran continuă să se extindă, iar ele afectează tot mai mult principalul sector economic iranian. Între timp, protestatarii au găsit un nou model de inspirație în persoana unei sportive care nu și-a purtat hijabul în timpul unei competiții. Zeci de orașe iraniene au avut parte de noi proteste de stradă care par să ia amploare. Asta în ciuda măsurilor de represiune aplicate de Garda Revoluționară Iraniană și de gruparea paramilitară Basij. Demonstrații antiregim au avut loc în orașe precum Teheran, Isfahan, Arak sau Ardabil, însă ele au început să devină tot mai ample și în sectorul energetic. După angajații mai multor rafinării de petrol, acum și cei de la câmpul gazeifer South Pars au început să protesteze. South Pars este cel mai important câmp gazeifer al Iranului, aici fiind produsă 70% din energia țării. În nord-vestul Iranului, în semn de protest, mai exact în zonele din Iran dominate de curzi, magazinele au fost închise, iar protestele din instituțiile de învățământ continuă în ciuda arestărilor. După ce pe parcursul săptămânilor protestele au fost marcate de decesele și maltratarea mai multor tinere, acum ele au găsit un nou simbol în persoana alpinistei Elnaz Rekabi. Aceasta luase parte la o competiție în Coreea de Sud, în timpul căreia nu și-a pus hijabul pe cap. La întoarcerea în Iran, ea a fost primită ca o eroină, chiar dacă în fața presei a declarat că totul a fost un accident. I was unexpectedly called and I had to compete. I was busy putting on my shoes and technical gear, and that caused me to forget to put on the hijab I had to wear. Then I went to compete. Protestele din Iran se apropie de cea de-a cincea lor săptămână. Ele au început în nord-vestul țării, în urma decesului în condiții suspecte a tinerei de 22 de ani, Mahsa Amini.